Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu, invitată astăzi în studio, Gabriela Scutea, prim procuror al parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Doamnă, bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumesc! Aș vrea să fac o precizare, anume că sunt delegată pentru o perioadă limitată. Sunteți delegată, la chiar am discutat înainte de emisiune. Dumneavoastră conduceți, doamnă, sau nu parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov? Astăzi, iată. Da. Vă doresc succes. Încă o perioadă. V-aș întreba apoi ce se întâmplă, dar sau ce doriți dumneavoastră să se întâmple? Da, nu. Locul meu de muncă constant este în municipiul Brașov și cred că în prezent activitatea la parchetul Tribunalului Brașov este una deosebit de provocatoare. Mult de lucru, doamnă? Este foarte mult de lucru, dar întotdeauna trebuie să avem în vedere faptul că în meseria noastră, dacă este să ne comparăm unitățile din orașul Brașov, trebuie să facem comparații în termeni reali. Activitatea noastră nu se va compara la parchetul tribunalului cu cea a parchetului de pe lângă judecătorie, pentru că la noi sunt cauze de o anumită complexitate, cauze care ajung la completarea probelor și o finalizare poate mai greu. Este, așa cum au și colegii noștri de la DICOT sau de la DNA, vorba despre anchete care implică investigații financiare. Astfel de dosare sunt aproximativ 75% din volumul cauzelor, da? Iar o investigație financiară nu se dovedește prin audierea a trei martori, efectuarea unor fotografii în teren, să spunem, despre un geam spart și am terminat cum dosarul. Cum celelalte tipuri de dosare, exact, care sunt în anchetă la o unitate de parchet mai mică, în cazul nostru, parchetul de pe lângă, da, judecătorie. Dar ceea ce este un pas înainte și un sprijin, într-adevăr, pentru colegii noștri, pentru investigațiile financiare, este faptul că există posibilitatea, începând cu 2014 în mod mai intens, de folosire a specialiștilor ANAF detașați în cadrul parchetelor din direcția antifraudă fiscală a ANAF. De mare folos, să înțeleg. De mare folos. Problemă. Din punctul nostru de vedere, evident că având 6 astfel de posturi repartizate pentru parchetul tribunalului, iar ocupate doar 4, este loc și de mai bine. Așa, dar e mai bine sunt, cu 4 decât... Sunt mai mulți factori care influențează, pentru că discuțiile cu colegii mei câteodată despre operativitatea soluționării cauzelor nu se mărginesc la ce ai făcut, ci efectiv ce implică un dosar în termen de gestionarea timpului. Implică desemnarea specialistului antifraudă care să efectueze un raport de constatare și acest raport nu oferă doar cifre pe câteva coloane și din asta deduci ceva, ci poate efectiv să te sprijine în identificarea unor variante de anchetă pe care trebuie să le urmărești apoi și să le corelezi cu alte mijloace de probă. Asta, deci, ca să fie probatorul așa cum trebuie, să nu te trezești în instanță că e alta soluție decât cea pe care și-o dorește procurorul, de a trimiți judecată. Discutăm despre aflarea adevărului în cauză și epuizarea mijloacelor de probă pentru a servi ambelor obiective stabilite de lege, adică toate probele administrate pentru confirmarea învinuirii, dar și probe în apărare, pentru că așa este garanția prezumției de nevinovăție. Da, sigur, până la o sentință. Și sunt constatări, pot să fie în dosarele noastre și dispuneri de expertize tehnice. Nu putem să influențăm timpul de efectuare a unor astfel de expertize. Pot să vă exemplific, vă rog, cu expertize în materie medico-legală, pentru că pe măsură ce solicităm Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici efectuarea anumitor lucrări, practic, dumnealor reprezintă vârful sistemului medico-legal și acolo se strâng din toată țara. Urgentarea efectuării acestor lucrări înseamnă să reușești în dosarele cu arestați obținerea unui raport de la structurile din cadrul INML măcar în 3-4 luni. Măcar în 3-4 luni. Ținând cont de faptul că limita arestării preventive în faza urmăririi penale, în conformitate cu Constituția, este de 6 luni. Iar noi, fără un astfel de raport, nu putem înainta dosarul către instanța de judecată. Pentru că este unul dintre elementele de esență pentru infracțiunile de mare violență în stabilirea vinovăției și, bineînțeles, câteodată chiar pentru orientarea variantelor de anchetă.
Ce ar trebui făcut aici? Ar exista o soluție, dacă ați fi factor de decizie în momentul acesta, ne-a să spuneți, la INML, vin solicitări pentru rapoarte din toată țara. Stai să aștepți ca procuror 3-4 luni? Aștepți 3-4 luni. Nu știu dacă în cadrul INML există, să spunem, un instrument de evaluare și de monitorizare în raport de urgența faptei. Da, pardon, nu urgența faptei, ci urgența lucrării în raport de starea cu arestați. Apoi să existe o prioritizare. Nu este strict. Poate fi și un element de gestiune a timpului. Adică nu neapărat că numai în zilele de marți avem anumiți specialiști. Ce eforturi pot fi făcute pentru depășirea unor dificultăți de acest gen? Noi am formulat unele propuneri către Parchetul General pentru promovarea și discutarea la nivel interinstituțional a unor aranjamente de acest gen, pur administrativ. Nu înseamnă că toate dificultățile cu care ne confruntăm sunt dificultăți care derivă din lipsuri sau soluții mai puțin fundamentate ale legii. Sunt lucruri administrative, da. Și acestea le-am înaintat. Iată, așa, conducerii noastre. Foarte multă răbdare și, dar trebuie găsită și soluția. Că și degeaba se fac propunerile dacă ele nu se și aplică, nu se alege cea mai bună, da, și să fie și aplicat. Dar pot să vă exemplific cu o lucrare pe care am transmis-o Parchetului General referitoare la specialiștii ANAF. Și avem în vedere faptul că, pe de o parte, a intervenit această ordonanță a Guvernului 3, dacă nu mă înșel, pe 2017, prin care angajările în sistemul public la nivelul administrației se fac sub anumite condiții în acest an bugetar, dar am spus că pentru noi specialiștii antifraudă sunt esențiali. Prin urmare, avem nevoie să promovați angajarea specialiștilor, adică dar în același timp să, da, să poate fi angajați să nu oameni. Pornim de la bază cu niște oameni cu experiență redusă. Funcționarii publici sunt pe anumite categorii, consilieri principali, superiori, poate să fie debutanți. Noi avem nevoie de oameni care să aibă experiență la nivelul de experiență ceva mai repede, da, nu? Și lucrurile se văd, pentru că nu este o simplă, să spunem, umblare, căutare prin bazele de date ale ANAF, dacă un agent economic a depus la data de o anumită declarație, este a depus-o sau nu a depus-o. Este activitatea pe care un astfel de specialist trebuie să o desfășoare în cadrul parchetului, așadar, ar fi nevoie de 6, aveți 4, Nu e, este loc de următorii dăi, da. Nu este rău, discutăm în mod constant și despre operativitatea realizării raporturilor de către specialiști, discutăm despre prioritizări, pentru că la rândul lor colegii mei dispun unele rapoarte în dosare cu inculpați arestați și atunci lucrurile trebuie să se miște foarte repede pentru a asigura, dacă este cazul la final, dar noi credem că facem toate eforturile să demonstrăm că soluția de trimitere în instanță este una justificată. Păi este justificată, pentru că, așa spuneam și mai devreme, niciun procuror nu-și dorește să dispună instanța de judecată achitarea, da? Pentru că atunci încep discuțiile. Doamne, dacă tot discutăm despre angajați, despre subalternii dumneavoastră până la urmă, să nu colegii zicem mei, subordonați, da, așa, că sună parcă militar, sunt suficienți procurori? În momentul de față, la nivelul parchetului de pe lângă tribunal, schema este de 18 procurori. Aproximativ suntem 18 la muncă. Ce înseamnă? Lipsește totuși din schemă? Nu sunt locuri vacante decât cel de conducere, de aceea v-am spus că prezența mea este pe o durată determinată pe această funcție, dar examenul se organizează în cursul acestui an cu perspectiva ocupării postului de la 1 ianuarie 2018. 18. Însă noi ne punem probleme despre funcționarea altor parchete din circumscripția noastră, pentru că unde sunt probleme în ceea ce privește personalul? Da. Responsabilitățile ca prim procuror se referă pe de o parte la unitatea proprie, dar se referă și la unitățile din circumscripție, pentru care trebuie să vedem, interesele cetățenilor sunt aceleași la oricare nivel, soluționarea cauzelor cu celeritate, trebuie să avem în vedere chiar că la un anumit nivel de competență pot să fie lucruri mult mai presante și mai stresante decât o evaziune fiscală
care afectează statul în general, dar da, cauze de violență în familie. De, da, instrumentate de procurori, exact. De dumneavoastră de la parchetul de pe lângă judecătorie și nu este un singur parchet, aveți unitățile Avem patru, din județ. Da? Și ne confruntăm cu niște probleme destul de importante, dar care credem că în perioada următoare vor suferi o ameliorare. În ce sens la probleme? Parchetul Făgăraș. Păi, dacă ai o schemă de patru și funcționezi cu doi, înseamnă jumătate. 50% nu este o afectare de 10% sau de 20%. Jumătate. Este 50%. Exact. Este vorba despre o circumscripție cu o activitate semnificativă. Este practic cam la egalitate sau mai mult decât parchetul judecătoriei Zărnești, cu activitate judiciară susținută, iar cele două colege trebuie să rezolve tot acest volum de activități în cele 5 zile ale săptămânii, zile adică lucrătoare. Adică să meargă și la instanță, adică să se ocupe da, și de să meargă dosare în două ședințe simultane. Adică sunt momente în care în parchet nu este niciun procuror, pentru că în același sunt timp în sălile sunt de ședință, în ședință. Pentru da. Că se impune prezența exact. în sala de judecată. Aceasta este cea mai... Există, aveți speranțe că se poate rezolva problema acolo? Nu ne limităm doar la a formula solicitări, pentru că trebuie să subliniez că ocuparea schemelor de personal reprezintă o preocupare atât pentru Consiliul Superior al Magistraturii, el este cel care organizează procedurile de selecție. Da, și dar totuși să posturile, funcționez cu 50% din da, personal e o postul problemă. La parchetul de pe lângă judecătoria Făgăraș, unul dintre ele, face obiectul unei proceduri de concurs care se îndreaptă spre finalizare înspre data de 15 noiembrie. Așteptăm cu deosebit interes da, să se acel mai completeze... un coleg sau o colegă care va veni și va completa schema. Este o procedură care este inițiată în baza regulilor de selectare din rândul avocaților, polițiștilor sau alte categorii de profesii juridice cu o experiență de 5 ani, astfel încât ne punem încrederea că nu numai fizic colegul nostru va veni și va prelua postul, dar deja pentru el o acomodare nu va fi un efort deosebit și având va putea să contribuie tangență, da, la rezultatele cu... colegilor noștri. V-am întrebat de procurori. Colaborați cu polițiști? Sunt suficienți polițiști. Doamnă, eu nu vă ascund faptul că, vă spuneam și înainte de emisiune, în urmă cu câteva luni, am avut așa o discuție cu un procuror din Brașov, evident că nu o să-i dau numele, și spunea, într-adevăr, că sunt mari probleme în ceea ce privește polițiștii cu experiență cu care procurorul colaborează, sau mai exact îi spune ce să facă, da? Pentru că avem așa expresia asta cu lucrăm sub coordonarea unui procuror. De fiecare dată limbajul ăsta de lemn nu lipsește din nicio declarație de la poliție. Sunt suficienți? Avem o responsabilitate în ceea ce privește conducerea poliției judiciare, pentru că din punct de vedere al gestionării dosarelor ne bucură colaborarea cu structurile de conducere din cadrul poliției, dar discutat dosar la dosar este vorba despre echipele procuror-polițist, procuror-polițist. Bine, acum lumea, sigur că promovați noțiunea de echipă, că doar nu o să spuneți, însă vă spun eu sigur, din sursa dar foarte sigură că polițistul așa este... vă vede ca pe un șef, neapărat pe dumneavoastră, ce spune procurorul este, doamnă, credeți-mă, colaborez cu poliția de 20 de ani, sub coordonarea unui procuror nu lipsește da. De nicio declarație. Nu, asta este disclaimerul care să arate că o instituție nu depășește cadrul de comunicare publică prevăzut de lege pentru competențele ei. Da, nu, mă rog, nu este vorba de supărare. Nu vreau să fiu răutăcioasă, mai și zâmbim, sunt suficienți procurori așadar, polițiști rectific? Nu, nu sunt suficienți. Vă afectează activitatea în interiorul parchetului în momentul în care delegați? Problema este că au mai și plecat. Deci ei nu erau suficienți la începutul anului. Între timp au mai și plecat. Și au plecat cu experiență, păi, da? Au plecat cu normal. Experiența care e reflectată de vârstă, de vechimea în sistem, care se permite pensionare. Bine, oamenii au plecat legal, doamne ferește, n-au făcut, dar în colaborarea aceasta nu mai sunt dar lucrurile se văd și în discuțiile noastre, inclusiv în cadrul unor ședințe de lucru pe care le-am avut cu conducerea parchetului general, a rezultat același lucru. Transmiterea experienței este un element foarte important. Da, în momentul timp, ăsta, doamna, categoric, necesită timp. Cine mai transmite experiență, mai are posibilitatea o persoană care să spune că a rămas cu o experiență mai mare de 15 ani, poate 20 de ani în poliție, să transmită
atâta experiență la câți colegi de-ai lui mai tineri există și în același timp volumul și complexitatea impresionantă a unor dosare. De aceea, aceste fluctuații de personal afectează, ne afectează, pentru că este un lucru care în privința magistratului este un principiu de lucru. Asigurarea pe cât posibil a continuității în soluționarea cauzei. Este o garanție prevăzută de articolul 64 din Legea pentru Organizarea Judiciară. Eu nu pot să iau un dosar unui coleg de-al meu procuror pentru că așa vreau. Sunt niște cazuri limitative. Ei, în acest context, procurorul își cunoaște cauza, dar intervin la nivelul poliției împrejurări obiective, pensionări, promovări, transferuri la alte structuri și să recuperezi volumul de informație dat de un dosar, o să vă fac o comparație așa, cât o cutie de televizor din acela vechi. Da. Nu îți ia două zile. Începi în astfel de momente prin a, vă spun cum unii facem un parchet. Când primești un dosar de o asemenea anvergură, cam închizi ușa, nu ești cel mai prietenos cu colegii tăi care te sună sau vor să te întrebe ceva și începi să conspectezi. După care începi să corelezi. Pentru că nu este suficient să vezi volumul 1 și să nu-l legi de volumul 2 și să vezi ce implicații poate să aibă asupra actelor următoare de dispus în anchetă. Sunt niște calcule și niște, cum să vă spun, măsuri administrative care câteodată au un impact foarte mare și asupra noastră. Nu discut numai de insuficiența polițiștilor, dar ne confruntăm uneori și cu surprize în ceea ce privește logistica parchetului sau asigurarea fondurilor financiare pentru a face tot ceea ce înseamnă un dosar, pentru că nu este chiar atât de facil în termeni financiari să asigur traducerea a 16 volume din limba bulgară în limba română într-un termen scurt, că ancheta trebuie să progreseze și să plătești. Pentru că nu discutăm de o regulă a pieței, discutăm de tarife legale pe care le aplicăm raportat la numărul de file și ceea ce avem de făcut. Adică, păi atunci, să înțeleg totuși că resurse pentru deplasările la fața locului sunt, pentru cercetările la fața locului sunt, benzin aveți? Ca să întreb așa... Dar nu s-a pus problema la acest mod. V-am spus că uneori suntem surprinși de ce sarcina administrativă ne vine. Nu te aștepți când faci o solicitare de asistență din străinătate din partea unor autorități judiciare. Pentru știi că exact. Așa e procedura, nu da. Știi, nu știi la cât ce vei primi. Poți să primești 70 de file sau poți să primești 16 volume. Da. Deci e o artă a previziunii, un exercițiu pe care trebuie să ți-l dezvolți și pot să vă spun de exemplu că modul în care colega mea care este adjunct asigură abordarea din toate punctele de vedere a unei probleme este un adevărat exemplu care să fie predat la școală. În momentul în care analizează o lucrare, nu se uită doar pur și simplu la faptul că ok, este o cerere legală, este fondată sau nefondată, dar spune, am constatat și că la parchetul subordonat de unde am primit-o se face o înregistrare altfel decât se face la noi. Hai să ne uităm puțin. De când se face așa, dacă s-a făcut întotdeauna una, dar dacă am patru parchete locale, toate patru fac la fel, nu neapărat aplicăm regula majorității. Dacă trei fac la fel, al patrulea trebuie să se ia după el. Dar facem comparația, după care trecem mai departe. De unde se naște această dificultate de gestionare a dosarelor la nivel administrativ într-un anumit parchet? Și poate mai facem o formare profesională cu personalul, poate vedem că instrumentele IT nu sunt îndeajuns dezvoltate sau unii nu înțelegem suficient de bine anumite cerințe. Acum am luat să-mi dat exemplu IT-ul. Da. Dar cum e, doamnă, cu interceptările? Există logistică în mod corespunzător pentru ei. Știți că este discuția momentului. Toată lumea face referire la interceptările din dosare. Eu pot să mă pronunț strict în ceea ce privește nivelul de competență al instituției acum, noastre. Acum vedeți așa un punct de vedere, că și nu asta vă uitați la televizor. La nivel de lege, vă rog, la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale sau la chiar și al parchetelor curților, nu s-a prevăzut nicio atribuție în mod direct privind dotările
tehnice prin care să se asigure această activitate. Am înțeles, mi-ați dat așa un exemplu, pentru că v-am spus, tamtamul e deja la ore de maximă audiență și zilnic pe tema aceasta. Deci avem tot ce ne trebuie. Haideți să nu spun aveți, că spuneți, dumne, nu e treaba noastră, alții fac interceptări. Există tot ce trebuie în țara asta pentru interceptări, doamne? Nu. Nu tot ce trebuie încă, dar sunt lucrări care au fost deschise, practic, prin dispozițiile ordonanței guvernului de anul trecut, dacă nu greșesc, OUG 6/2016, prin măsuri care au fost pornite la nivelul parchetului general și prin măsuri de actualizare, să spunem, sau de ajustare a capabilităților la nivelul structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Și dumnealor, într-un dialog foarte bun pe care îl avem instituțional, primesc sugestiile noastre în vederea dezvoltării acestor capacități. Pentru că nu trebuie să ascundem. Noi trebuie să folosim mijloace tehnice care se nasc în această piață de comunicații și de IT, cu care trebuie la rândul nostru să ne ținem pasul. Să vă fie ușor, doamnă, și să vă ușurați până la urmă munca. Doamnă, mai sunt foarte puține minute, vezi, ne trebuie o emisiune de vreo 2 ore, așa. Ați fost un reprezentant al Ministerului Justiției pentru Comisia Europeană pe aspectele referitoare la îndeplinirea condiționalității stabilite în cadrul MCV-ului. Știți că mecanismul, e și acolo o discuție așa, vai, ce ne vor face, vai, ce pățim. Cum s-a văzut, doamnă, de acolo, de parte România, atât cât puteți să vorbiți, pentru că sunt informații pe care, sigur, nu le puteți da publicitate. Poate pentru că, pentru dumneavoastră, nu este cuvântul cel mai, să spun, motivant sau plăcut, dar este un mecanism de cooperare și da, verificare. Care și ne cam pune la zid, că de asta v-am întrebat. Dar nu neapărat. Dacă urmăriți, eu am urmărit și a trebuit să fac unele comparații consecutive pe rapoartele din anii în care am girat acest portofoliu. Și rezultă evident că România face progrese. Există instrumente care sunt foarte clare și de care mecanismul de cooperare și verificare ține cont. Este vorba de tabloul de bord privind justiția, care se realizează tot la nivelul Uniunii Europene, mai precis de către Comisia Europeană, și în care sunt alese tematici care țin de operativitatea soluționării dosarelor. E adevărat, acest tablou privind justiția, tablou de bord privind justiția, se referă numai la justiția civilă. Da. Adică civil-civil, da, nu dosare, da, penale. Da. Dar noi nu trebuie să absolutizăm faptul că justiția civilă este o parte foarte importantă a vieții noastre cotidiene. Ea reglează relațiile între persoane, personale, patrimoniale, reglează persoanele între raporturile între profesioniști. Deci lucrurile de acolo, viața economică, de acolo se întreține, din justiția civilă. Justiția penală e doar o părticică. Și ce a rezultat din astfel de comparații? Că România în foarte multe planuri se plasează undeva în marja prima treime sau a doua treime din cele 28 de state membre în ceea ce privește indicatorii obținuți. Rapoartele care sunt publicate de către Comisia Europeană sunt inclusiv comparative și poți să vezi că în anul 2014 a fost un nivel, iar în 2016 este mai bun. Este o creștere. Sau discutăm despre faptul că în anumite situații, din contră, indicatorii scad, dar e bine să ai indicatori mai joși. Un indicator care cred că este foarte, foarte asta important. Asta voiam să vă întreb. Care este indicatorul esențial din punctul dumneavoastră de vedere? Cel referitor la garanțiile legale privind independența sistemului judiciar. Ele s-au numărat și s-au măsurat, dacă nu greșesc, în 2015 pentru prima dată și s-a făcut o comparație. Erau 4 blocuri de indicatori de verificat. România avea instituții stabilite și operante pentru toate cele 4 blocuri. Puține state, nu mai pot să vă reproduc, dar pot să vă transmit documentul ca atare. Puține state aveau toate cele 4 blocuri. Noi eram însă unul dintre ele. Înseamnă că am lucrat la ceea ce pune baza unui sistem juridic consolidat. Pentru că noi nu putem spune că avem un sistem juridic prost. Este vorba despre... Dar cum l-ați cataloga într-un singur cuvânt?
sistemul nostru juridic a suferit foarte multe transformări. Cea mai importantă este, evident, intrarea în vigoare a acestor coduri, debutată în 2010 cu codul civil, apoi codul de procedură civilă și, în final, cele două coduri penale. Acum, nu mai putem să comparăm 2016 sau 2017 cu perioada dinainte, până în 2012. Când considerați că s-au făcut progrese? Categoric că s-au progrese. Dar în momentul acesta, doamnă, este cineva sau ceva, eu vă întreb pe dumneavoastră, care împiedică de fapt justiția în România? Este vorba despre necesitatea de a menține standardele și independența sistemului judiciar. Avem garanția independenței sistemului. Independența judiciar, pe care vă rog să o înțelegeți și să o vedeți în ansamblul ei. Nu discut independent pentru că eu aș vrea să mă duc la serviciu numai la ora 10 Nu, independență responsabilă, independență în sensul asumării rigorilor unui act judiciar de calitate, pentru că nu ne raportăm numai la ceea ce înseamnă statutul nostru de stat membru UE, dar ne raportăm la standarde care derivă din aplicarea de decenii a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Și acolo știm ce înseamnă proces echitabil, și în civil și în penal. Doamnă, știu ce înseamnă procesul echitabil, din păcate, timpul alocat acestei emisiuni a expirat. Chiar aș fi vrut să discutăm pe larg și sper să mai acceptați invitația noastră la o altă emisiune despre câte procese pierde România la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe motiv că procesele sunt inechitabile. Cu altă ocazie, eu vă mai aștept. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Mulțumesc, ați deschis o agendă de discuții foarte amplă și cred că multe sunt elemente care cel puțin pot să aibă o percepție pe care ne-o formăm noi aici pe baza practicii eu locale. Eu vă invitația pentru următoarea, pentru o nouă emisiune, încă de acum. Vă doresc succes! Mulțumesc și dumneavoastră, numai bine! Încheiem aici, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi. Sunt Amelia Vulcu, ne revedem joia viitoare, până atunci, numai bine!